Andreea Esca vrea să devină bunică. Vedeta a vorbit recent despre cât de mult își dorește un nepoțel, așa că a declarat: peste 10 ani, poate că Alexia se va mărita și poate o să fiu bunică. Se poate să mă găsiți tot la știri. Ba mai mult, Alexia, după cum știm, și Mario au o relație încă din 2016. Însă, în curând, Alexia va pleca la studii în străinătate. Prima oară când Andreea Esca vorbește și despre fica ei din această postură, despre o posibilă căsătorie, dar și despre faptul că ea va deveni bunică. Într-adevăr, peste câțiva ani, însă Alexia are trece o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ de ani de zile cu artistul Mario Fresh. S-ar putea ca pe viitor copilul adoptiv al lui Alex Velea să rămână împreună. Nu ai cum să nu te gândești și la postura de bunică atunci când ai deja copii mari. Bine ar fi să nu stabilim termene. Vreau ca peste 10 ani sau vreau ca peste 2 ani sau vreau ca peste 5 ani. Nu, pentru că trebuie să lăsăm copiii să-și construiască viitorul așa cum simt ei, nu după ceea ce considerăm noi că sunt standardele corecte și că așa ar trebui. Nu, trebuie să lăsăm copilul să vadă când are el nevoie să se schimbe ceva în viața lui, ce alegeri vrea să facă și doar să-l susținem, pentru că oricum oamenii aleg ceea ce simt că le este bine, nu ce vor ceilalți. Ideal așa ar fi. Dar cred că această dragoste adolescentină a picat ceva de sus. Adolescentină va dura? Poate să dureze, nu sunt multe cazurile, dar știm că se poate să dureze o poveste care începe la 16 ani. Eu personal chiar am prieteni care sunt împreună de când aveau 16 ani și acum au 40 și, deci se poate. Bine, Alexia va pleca și la studii în străinătate, deci cumva viața o să-i cam despartă. Crește relațiile la distanță, țin? E destul de greu, dar nu putem să facem un pronostic acum, pentru că nu știm cât de legați, cât de mult s-a cimentat relația și cum vor ști ei să o gestioneze așa de la distanță. E posibil să dureze. Oricum, pentru niște adolescenți, totuși 2 ani de zile o relație este ceva nu frumos. Nu este puțin, așa este. Vom vedea. Lor, dacă reușesc să-și mențină relația. Ideea este că Andreea Esca își dorește foarte mult să devină bunică. Vreau să mergem și